26.9.2018, privire la alegerile viceprimarului Comunei Tușeni. În temeiul articolului 14. Eu citesc? Nu citesc? Da, da, dați citire, dați citire, ați zis de fapt. Nu, eu nu citesc, că... Citiți, 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 articolul 31, 1, 34, 1. În legea, din legea numărul 436, din 28-2006, privind administrația publică locală. La funcția de viceprimar, eu îl propun pe domnul Bernat Lilian. Ce părere aveți? Deci, dumneavoastră aveți drept să propuneți candidatura domnului... O să decide cancelarea de stat. Să nu-i domnul. Da, o să spunem. Nu mai sunt. Nu m-au candidat. Propuneți... Candidatura la viceprimar. Eu vreau să întreb. Este un document? Este candidat de tot? Vă rog să-i telefoanele așa. Este vreun act, domnul primar, este suspendat de funcții? Așa, este primar, nu primar. Primar este mai întâi decât primar. Dați fiecare, nu facem gălăgie, fiecare cunoaștem, știm, înlege. Da. Noi, da, domnul, madam, putem întrebare. Într-adevăr, nu între atribuțiile primarului, în atribuții primarului să înaintez funcția de viceprimar. Intră în competențele Consiliului de a aproba propunerea înaintată de primar. Dar nu e în atribuții. Asta e una. A doilea, primarul înaintează candidatura la propunere. Dar la noi sunt două feluri de interimate a funcției de primar, a primarului. În lege, dânsul la mâine, execută atribuțiile care sunt clar stipulate în articolul 29. Și acolo nu este că înaintează, dar este că primarul înaintează parte atribuțiile pentru viceprimar. El din atribuțiile lui, o parte le dă la viceprimar. În cazul de față, punctul meu de vedere, atât timp cât primarul Apostol Leon este în funcție, el nu este degrevat, nu este nimic, dar este într-o imposibilitate să-și exercite atribuțiile. Articolul 29. Înseamnă că această întrebare trebuie să fie repusă după data de 12, după data de 12 octombrie, când să fie în imposibilitate. Nu, citim, noi eu mă expun, nu citesc așa, pe urmă, în imposibilitate, acelea 4 luni. El nu e suspendat, nu e în compatibilitate, nu s-a dat demisia și așa mai departe. Deci la lucru nu s-a prezentat. 4 luni. Da, să ascultăm și ce e spate? Da, să ascultați și întrebarea. Ce ziceți că nu e în compatibilitate? El nu s-a prezentat la lucru, înseamnă că... Dați știri și acolo, vă aveți știri. Nu știri, eu pentru informare pentru mine. Eu am propus candidatura. Păi nu puteți să vădăți. Matale nu ești drept. Că sunt drept. După 12 octombrie aveți dreptul. După 12, dar să nu vă refuzați de funcție. După ce sunt interesant. O fără, venim și vădăm pentru domnul... După data de 12. Dar dacă domnul primar nu iese la lucru și el zice, băi, cine e domnul puter? Eu lucrez primar, dar nu mă tare. Mă tare, 10 zile, cred că n-ai să obozești chiar așa tare. Ca și mai departe, ca și mai departe. N-ai să refuzi. Eu cred că n-ai să refuzi. După data de 12, noi suntem obligați să fie ședința Consiliului, unde constatăm vacanța de funcție de primar, informăm Comisia Electorală.
Așa merge procedura mai departe. Bine, sunt de acord cu dumneavoastră total, domnule Iurie, dar ne-am consultat cu Cancelarea de Stat, s-a consultat chiar și conducerea Cancelarei de Stat, care ne-a informat că primarul, care, deci viceprimarul care îndeplinește atribuțiile primarului, dispune exact de aceleași atribuții pe care le are un primar, un primar interimar. Ceea ce ne-a informat dumnealor și a spus că are dreptul să înainteze candidatură la funcție viceprimarului. Lucru foarte greu cu interimarul, chiar și juriștii vorbesc. Și dacă știți articolul 34, nu degeaba pentru primele două puncte din 34.1, incompatibilitatea și suspendarea, sunt articole separate, 28 și 33. Da, unde scris că imposibilitatea atribuției primarului. Fiindcă sunt lucruri diferite. El nu, articolul 34.1 nu lucrează singur, fără 28, fără 33. Trei juriști, patru hotărâri. Primiți în scris, fiindcă așa lucruri se poate face. Deci, domnul Ionuț, că a avut astfel situații cu oamenii în mărinte, s-a înaintat de interimar, s-a înaintat la funcția de viceprimar. Dar acum, la moment, nu pot să-mi dea un răspuns. Când va ajunge decizia la dumneavoastră, ori va notifica, ori asta vă zic, dar la moment nu poate să ne vedea. Trebuie să situația la întrebarea cum am luat. Părerile sunt diferite, noi trebuie să punem cu decizie. Ori o aprobăm, ori nu. Să punem la vot, votează fiecare concret, Cancelarea de Stat o să decidă mai departe. Eu propun să punem la vot. Să nu punem la vot de decizie? Dacă îmi permite, nu. Fiecare de noi, părerea lui e corectă pentru el. Dar, dat faptul că noi, dacă punem la vot acum, necătând cum prim, trece, nu trece, noi această întrebare o să o punem și o să avem discuții și la nivel de guvern. Este membru guvernului care s-a expus gândul și poziția dumneavoastră că noi trebuie să facem legal. Încă punem în situație persoane fizice care sunt în viață, nu la cimitir cineva. Înțelegi? E o chestie de sânț omenesc, înțelegi că grabă tot strigă treaba. Și dacă întrebarea asta o lăsăm două săptămâni să rezolvă problemele, atunci legitim vine domnul Victor, și să faci și să... De ce nu? Eu asta, nu e grabă. Dacă ne grăbim tare, spune el. Dar... Nu ne grăbim nicăieri. Trebuie să iau decizii, întrunirea fracțiunii, trebuie să iau decizii. Consultare. Păi s-o hotărâți tot așa că șamuie. Doamna Lena, țineți minte că s-au mai propus niște băieți care au stăteau în jap câte două luni de zile și s-o duc. Noi ținem minte, două luni de zile, au stat și-au luat salariul și s-o duc. Nu am mai făcut nimic. Tot la propunere, cuiva aia, că tot șamuie, tot așa. Revizor, 10-20 zile, parcă arde. Și încălcăm legea și mergem și votăm, doamna Lena. Eu, ca președinte a ședinței de astăzi, eu sunt dator, spun la vot ordine, punctele pe ordine de zi înaintate de către primarul interimar. Dar vin, aștept ca dumneavoastră să dați propunere. Acum fost propunere. Și eu vin și eu cu propunere. Că dacă punem la vot întrebarea dată, să fie pus la vot secret. Deoarece sunt rudii, neamă,
Vreți să vă se cred. Am mai votat odată. Lăsați, nu mai votați. Nu, nu, nu. Mai am dat votează să ia ca să moară. Nu, punerea mie. Nu, eu pe... Că propunul Valeriu să punem mască, dar... Propune acasă, tu nu plăști acasă. Nu băgați carul înainte voi. Stați-o rău. Fiindcă aici e chestia vreți de altă natură. Noi și-am acceptat. Noi băgăm poziția de această mai multe propuneri. Noi nu suntem de acord. Noi nu suntem de acord. Trebuie repede. Vezi că cineva să plătește. Eu părerea mie, stimați colegi, că cu candidatura e tot revenim la punctul 1. Referitor la consultări. Ar trebui bine să știi și populația, ca cetățenii localității. Și cum vine propunerea? Cine vine? Cetățenii trebuie să... Eu tot țin situația localității. Da, eu nu scrie. Eu am solicitat ca întrebarea aceasta să fie după data de 12. Prelungite. Prelungite. Noi spunem tot exact în această Noi anul acesta am făcut deja 3 consilii extraordinare. Da, adesea sunt cheltuieli. 30.000 consilii, noi aproape 100.000 de lei am cheltuit numai prin consilii. Deloc banii ăștia noi se folosim în folos comun. Nu ne grăbim nimeni, dar... Dar nu, nu facem în fiecare lună câte un consiliu pentru... Care e un consilier acum cu ordinația lui extraordinară pentru bani? Au fost 4 ședințe ordinare, nici una extraordinară. Și e încurcați... Este propunerea domnului Iuri Bădaru. Este propunerea mea. Mai sunt propunerea punctul dat. După 20, da. Da, până la vot. Până la vot. Cine e propunerea domnului Iuri? Ca să fie rămânat. Întâi îți propune proiectul de decizie. Noi, indiferent cum, după data de 12, suntem obligați să ne convocăm, ca să ne expunem că s-a eliberat funcția de primar și să informăm comisia. Așa că, indiferent, numai dacă nu, domnul primar nu iese la sfârșit. Noi acum alegem funcția vacantă. Indiferent. Nu e vacantă. Nu e vacantă. Vicii-primar, una e ocupată, una e vacantă. Primarul. Bine, domnul Valer, propune-mi la vot. Proiectul de decizie, da? Stimați colegi, punem la vot proiectul de decizie. Cine e pentru proiectul de decizie ca la propunerea viceprimarului pe domnul Bernard? Leam, poftim votați. 1, 2, 3, 4. Împotrivă? Abținut? Totul decizie n-a trecut. Trecem la întrebarea următoare.